Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un studiu realizat de ONG între vecini arată că mai mult de jumătate dintre românii care stau la bloc nu-și cunosc vecinii, pur și simplu. Și se confirmă, nu? Da, da, da. Așa este, nu? Eu am stat 17 ani în același bloc și zău, dacă am... Deci erau 17 apartamente pe scară și cred că cunoșteam 3 sau 4 dintre ei, așa. În copilărie cunoșteam pe toți. Alte vremuri, da. Da, pe vremuri. Pe toți, pe toți, și pe aia cu copii și pe aia fără copii. Chiar îi știam pe toți, că stăteam mult în fața blocului, jucam jocuri și îi vedeam pe toți intrând și ieșind. Da, îi cunoșteam mai mult ca pe părinții prietenilor tăi. Pe asta spun, nu, îi cunoșteam și pe cei fără copii și știam și câteva trăsături de personalitate ale fiecăruia, care era mai țâfnos, care era mai prietenos, care era mai... Ce era sol în perioada aia e că vecinii tăi se cunoșteau și cu părinții și dacă făceai ceva, da, sigur aflau. Dar cum îl chema pe vecinul tău la, cu care erai amenințat în cazul în care făceai ceva? Domnul Noaghiu. Da, lângă. Să vină domnul Noaghiu să facă curat în camera ta. Ala, era ironia lui tata. Luca, vrei să îl chem pe domnul Noaghiu să vină să-ți spele farfuria? Ce bun era domnul doctor. Da, interesant că în unele cazuri este știu mai degrabă numele cățelului vecinului decât al vecinului. Și asta e adevărat. Da. Da, la mine acum unde locuiesc și stau din 2010, deci sunt 14 ani, eu cunosc 10% din... Ai 20% din vecinii de pe scară, iar de la scara cealaltă pe nimeni. La ești... mine, în copilărie, știam două scări cap-coadă. Ești urăcios cu ei când treci pe lângă ei? Nu, dar pur și simplu, pe mulți din ei nu i-am întâlnit sau îi văd prima oară, mai sunt și chiriași cei drept să mai schimbă. Salut sau... În schimb am văd, da, de salutat eu salut. Dar să știi că sunt oameni care nu salută. Am remarcat asta în continuare în 2024. Și da, îi saluți, bună ziua și se uită la tine și zici că ești paliu sau că l-ai confundat și trece pe lângă tine. Da, uite, zilele trecute am văzut și mi-a plăcut foarte mult o ședință de bloc în aer liber. Okay. Hai că, uite, astea ar prinde bine, că așa poți să-ți cunoști toți vecinii. Erau, cred că, aproape toți. Erau făcuți roata așa într-o parcare. Și un domn le glăsuia și aveau și documente și o măsuță cu un laptop, adică foarte frumos. Genial. Cu cât se avansează în vârstă, cu atât relațiile cu vecinii sunt mai apropiate, chiar dacă unul din trei locatari spune că a avut probleme semnificative cu vecinii. Că cu vecinii poți să ai relații bune sau proaste. Sau, desigur, să sau foarte proaste. Inter, sau foarte proaste. Dar întrebați care sunt principalele probleme pe care le întâmpină relația cu vecinii. Avem așa. Vecinii nu sunt comunicativi, 33%. Sunt gălăgioși, 29%. Deci ori nu vorbesc deloc, ori vorbesc prea tare. Prea curioși, 28%, sau agresivi verbal. Agresiv verbal, ce mișto. Relațiile între vecini par oricum să se fi schimbat foarte mult. Iată ce declară sociologul Gelu Duminică, citez: în copilăria mea, spune Gelu, vecinul era o instituție resursă la care puteai apela atunci când e nevoie. Era nevoie. Cereai cu împrumut o cană de zahăr sau 100 de lei până la salariu și culmea le și primeai. În plus, relațiile de încredere erau destul de puternice, nu degeaba atunci când plecai de acasă, le lăsai chiar și un set de chei de la casă. În ultimii 30 de ani lucrurile s-au schimbat. Voi aveți chei la vecini? Nu. Nu. Eu am părinții aproape. Eu locuiesc la țară. Tu locuiești la țară, ești blindat, nu intră nici musca acolo. Ba cum să nu iei? Plus că ai vecini în care ai încredere. Adică da, pe care vecinii cărora le lași tu cheia. Cheia mea e la ei și eu am chei de la alți vecini. De câți ani vă știți? Dinainte să fiți vecini. Da, nu neapărat, cu unii m-am cunoscut acolo. A, da? M-a rugat, la un dat o vecină mi-a lăsat cheia și m-a rugat să mă duc să-i mai stropesc florile și să mă uit să văd că peștișorii din acvariu sunt ok. Ia, lasă-ne și nouă cheie. Deci tu ai cheile tale date mai multor seturi de vecini? Nu. Cred că două seturi de vecini. Interesant. Să zic, nu ne-a lăsat și nouă un set? Luați-mă tată fiecare câte. Uite, luați de acolo. Da. Uite, trebuie să verific. Sunt am, și, tu, okay? Am și uitat. Păi mă, acum, ca să fiu cinstit, de luat din casă, adică noi bani nu ținem în casă, nu ținem bani cash și altceva lucruri valoroase. Cred că pleacă cu biblioteca. Da, sigur că da. Eu mașina, am schimbat mașina de spălat. Deci poate să plece cu mașina de spălat veche de 10 ani. Ai văzut? Eventual, acum am o mașină de spălat. Cine nouă. O care, mă, nu? Da, nu care nimeni. Ceva să ia, asta zic, pleacă cu o vază, cu ceva. Știi, eu sunt ăla care ține mult la lucruri și ca atare, dacă vine cineva să... Se diluează responsabilitatea când le dai mai multor vecini cheile. Acum, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, fiecare o să zică la sângă sau celălalt. Așa trebuie să-l responsabilizezi puternic pe unul, tati. Pe unul singur, da. Tu ai cheile de la mine. Altfel, colocatarii au uneori idei de neuitat. Vreau să citez această știre pe care am găsit-o ieri. Uite că nu mai știu de unde am luat-o, îmi cer scuze. Citez.
supărat că are semnal slab la internet, un sucevean de 43 de ani s-a răzbunat pe toți vecinii din bloc, a tăiat cu toporul toate cablurile de internet și energie electrică. Incidentul a fost reclamat la 112 de un vecin. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție, în momentul în care individul s-a barigadat în locuință. Dar ce făcea el barigadat în locuință fără internet și fără curent? Serios, nu se plictisea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.